Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Solemnitatea astăzi la Făgăraș pentru cinstirea zilei armatei române. Pe platoul Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte, militarii au adus un omagiu celor care au fost sau sunt în slujba țării, împreună cu civilii care au dorit să le fie alături sau depus coroane de flori în memoria eroilor neamului și a fost prezentată importanța datei de 25 octombrie. Expoziție inedită inaugurată astăzi de Ziua Armatei la Muzeul din Cetate. Aproximativ 60 de fotografii vorbesc despre căile ferate, mai exact gările și itinerarul soldaților români din primul război mondial. Istoricii spun că soarta războiului cel mare a fost decisă și de existența și utilizarea căilor ferate de pe teritoriul țării noastre. Ursul de la Făgăraș va fi împușcat conform procedurilor. Este anunțul făcut ieri de către ministrul mediului. Forma legală de acțiune este recoltarea, ceea ce se traduce prin extragerea ursului și împușcarea lui. Astăzi, consilierii locali din orașul nostru au dat undă verde vânătorilor să acționeze pentru împușcarea ursului. Tensiune la Braza, trei proprietari de terenuri sunt revoltați pe un consătean. Aceștia spun că, pentru a-și amenaja o păstrăvărie, omul a intrat abuziv pe locurile lor, ocupând o parte din livezi. În plus, pentru a avea apă în bazine, a deviat și cursul pârâului. Revolta merge mai departe pentru că cel învinuit a tăiat și copaci de pe coasta din apropiere. Bărbatul acuzat a transmis că dacă a greșit, va plăti. Primarul din Lisa spune că va face lumină numai după ce semnatarii își dovedesc proprietatea. Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte din Făgăraș a fost astăzi în mare sărbătoare, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Armatei. Evenimentul a fost deschis cu intonarea imnului de stat. Sărbătoarea a fost onorată de prezența autorităților locale, șef de instituții veteran de război. S-au rostit alocuțiuni și au fost depuse coroane de flori la monumentul eroilor din incinta unității militare. Polițiști, jandarmi, pompieri, veteran de război, conducerea orașului, cu toții au cinstit memoria celor căzuți la datorie. Evenimentul s-a încheiat cu o paradă militară. Astăzi este Ziua Armatei Române și în toată țara au avut loc ceremoniale militare. Sărbătoarea marchează eliberarea în 1944 a orașului Carei de sub ocupația hortisto-hitleristă. A fost ultimul teritoriu românesc eliberat în cel de-al doilea război mondial. Premieră la Cetatea Făgărașului. Muzeul Valer Literat din Castel a vernisat astăzi o expoziție fotodocumentară ce pune în lumină importantul rol al căilor ferate în dezvoltarea României moderne și desfășurarea primului război mondial. Aproximativ 60 de tablouri prezintă gările României și itinerariul soldaților români. Astăzi inaugurăm o expoziție interesantă, se numește Gară pe drumul Marii Uniri. De fapt, este vorba de primul război mondial, de gările pe unde armata română a trecut. În cele din urmă este chiar o istorie ilustrată a gărilor din România, din acea perioadă. O expoziție cu un proiect finanțat de AFCN, de fondul, Administrația Fondului Cultural Național, în colaborare cu alte câteva instituții. Iar expoziția poate fi văzută până pe 6 noiembrie în sălile de expoziție temporară. Tablourile sunt aduse de la Muzeul CFR-ului, sunt din colecții private, iar o parte aparține unui ONG.
Proiectul de promovare al patrimoniului cultural, intitulat Gară pe drumul Marii Uniri, este organizat de Asociația DAR Development și se desfășoară în cadrul parteneriatului cu Departamentul Centenar al Guvernului României. Expoziția Gară pe drumul Marii Uniri face parte dintr-un proiect finanțat de Administrația Fondului Național Cultural al asociației noastre, Asociația DAR Development din București. Proiectul are ca parteneri Arhivele Naționale, muzeele de istorie din Târgoviște și Alba Iulia, și ne-am bucurat ca de prezența celor de la Căile Ferate, de la Muzeul CFR, care au devenit partenerii noștri cu ocazia expunerii la București. La București am avut plăcerea să expunem la Muzeul CFR și de acolo am plecat împreună pe Căile Unirii, aici la Făgăraș, și după aceea vom ajunge cu expoziția la Alba Iulia. Este o expoziție care reunește atât fapte istorice și de arme din 1914 până în 1922 și se concentrează, bineînțeles, pe istoria feroviară, dar zic că cumva depășește și cadrul acesta, cu toate că se numește gară, depășește acest cadru. Cu toate astea, imagini feroviare au fost adăugate la expoziția de bază prin contribuția partenerilor noștri de la Muzeul CFR. CFR ca instituție a fost fondată în 1880, iar prima cale ferată pe teritoriul actual al României a fost deschisă în anul 1854. Expoziția are rolul de a prezenta importanța căilor ferate în teatrul de operațiuni din primul război mondial. Este foarte important ca publicul larg să înțeleagă că calea ferată nu a reprezentat doar un simplu mijloc de transport. Calea ferată a reprezentat trenul cu care s-au transportat trupele, trenurile cu care s-au transportat muniția, a reprezentat spitalul, a reprezentat trenul cu care s-au adus răniții de pe front. Deci, fără calea ferată, nu știm cum ar fi fost soarta primului război mondial și, implicit, soarta României. Ce este important de spus este că, pe lângă rolul acesta de a asigura sistemul principal și esențial de transport pentru necesitățile războiului, calea ferată a avut și un rol de a asigura mișcarea trupelor în spatele liniei frontului. De o importanță foarte mare au fost nu numai căile ferate române, ci în primul război mondial armata a rechiziționat inclusiv căile ferate forestiere. Deci căile ferate care erau de cartament îngust se foloseau prin păduri pentru transportul buștenilor. Aceste căi ferate au fost folosite atât pentru transportul munițiilor, cât și mâncarea pentru ostași, pentru că exact la capetele lor era practic linia frontului. Deci ca să poată să funcționeze linia frontului a fost nevoie și de aceste căi ferate forestiere, care toate au asigurat totuși șansa acestui război. Evenimentul are dublă semnificație, astfel că vernisajul acestei expoziții a fost organizat de Ziua Armatei. Este o zi aniversară, o zi de o însemnătate deosebită pentru Armata României. Sigur că expoziția pe care dumneavoastră o vedeți în incinta cetății Făgărașului, realizată de către DAR Development și Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, CENAFER, Muzeul Căilor Ferate, nu este întâmplătoare. Este, de fapt, prinosul nostru de recunoștință pentru cei care, în perioada 914, 918 sau 916, 919, s-au jertfit pentru reîntregirea acestei țări și pentru cei care, pe câmpurile de bătălie, strângând în pumni țărâna răscolită de plumbi, au plecat pentru totdeauna împreună cu ea în călătoria lor spre eternitate. Este prinosul nostru de recunoștință pentru ei și pentru armata română în general. Pentru iubitorii de fotografie și nu numai, pentru făgărășenii și turiștii care vor să deschidă filele istoriei feroviare și vor să parcurgă itinerarul soldaților armatei române, expoziția rămâne deschisă până în data de 6 noiembrie. Aprobare oficială din partea Ministerului Mediului. Ursul care a atacat la Făgăraș în urmă cu câteva zile două persoane va fi împușcat. Primarul Făgărașului, Gheorghe Sucaciu, susține că a obținut autorizația de mediu. Am primit avizul la primărie,
urmează ca procedură convocarea Consiliului Local și dată o hotărâre de Consiliul Local, pe urmă încheiat un contract de prestări servicii, transmis la Asociația de Vânătoare. Asociația de Vânătoare trebuie să ia autorizația de mediu de la Agenția de Mediu din Brașov și pe urmă să li elibereze autorizația pentru vânarea ursului. Astăzi, consilierii locali au dat undă verde, așa cum cere legea, vânătorilor să acționeze pentru împușcarea ursului. Puțină lume știe însă că în incinta combinatului s-a format o adevărată rezervație naturală, lucru confirmat și de șeful AVPS Făgăraș, Sorin Schuller. Este liniște, iar în desișurile formate printre ruinele fostelor secții trăiesc nestingheriți, mistreți, căprioare, păsări de toate felurile, mai spune Sorin Schuller. Există foști angajați care spun că în urmă cu câteva luni au văzut în combinat mulți șerpi. Autoritățile rămân însă în alertă și alături de AVPS monitorizează întreaga zonă, pentru că se pare că în combinat mai există o ursoaică cu pui, care a fost văzută acum o săptămână în cartier la Tomberoane. Trei localnici din satul Breaza susțin că s-au trezit că pe locurile moștenite de la părinții și bunicilor, un consătean, Ioan Florea, și-a amenajat abuziv, susțin oamenii, o păstrăvărie și a turnat și placa unei fundații pentru o cabană. Noi ne aflăm astăzi într-una dintre cele mai frumoase zone ale satului Breaza, numită Lunca Manului. Natura s-a îngrijit de-a timpul anilor ca să ne redea împrejurimile și frumusețea așa cum a fost moștenită de la străbunii noștri. Numai că această frumusețe a locului a fost știrbită de o acțiune necugetată a unui cetățean, Florea, din satul Breaza. Prin dorința lui de auto-împrioprietărire, ia uitați ce dezastru a făcut în zona noastră, înglobat în împrejmuirea asta haotică și suprafețele noastre, fără să țineți cont că noi suntem proprietari și plătim impozite și taxe. Deci, ne-au autodesproprietărit, este o acțiune nesăbuită, o acțiune din asta de moment, nejudecată. Se bazează probabil pe faptul că legile noastre vin la pachet și până se va desface pachetul ca să se acționeze în lege, omul poate să devină stăpânul zonei. Nu se poate așa ceva. Eu i-am spus cât are porțiunea, nu fă aici nimic până nu se dă titlul de proprietate, ne delimitează toate trebuie. Nu că el așa a făcut. Anul trecut am fost dus în state, la copii. Am stat 4 luni. Când am venit, cine știu ce se întâmplă. Și în vara asta m-a anunțat vicele că să merg până acolo, că au făcut minuni. Cei trei localnici din satul Breaza susțin că de aproape 3 ani încearcă să-l convingă pe bărbat să părăsească zona, întrucât ei au dovezi că sunt proprietari. Mai mulți sunt supărați că Ioan Florea a defrișat zona. Oamenii spun că a tăiat arborii de pe coasta din apropiere, iar locul frumos odată, plin cu iarbă și cu pomi, arată jalnic acum. S-a ajuns la un dezastru din cauza lipsei titlului de proprietate, neținându-se cont de extrasele de carte funciară vechi. Suprafețele sunt în număr de 3, s-au transformat într-o tarla defrișată prin drumuri abuzive, printr-o servitute de trecere, prin abaterea cursului râului și o să mergem mai sus și o să vedem că s-au făcut și tăieri abuzive de copaci. Ai un teren și vine cineva și să face stăpân pe nedrept. Acum vreo 3 ani am auzit prin sat că lucrează ce vrea să facă aici. Și am venit până aici să văd care e treaba. Și el să facă păstrăvărie și treburi din astea. Și când am venit și l-am văzut pe unde și-o trasat el, i-am arătat, mă băiatule, tu ce ai cumpărat? Eu chiar am fost la primarul și i-am spus, uite, ai văzut ce-au făcut acolo și ce s-o trist? Păi zice, nu pe timpul meu. Asta mi-a dat răspunsul, că nu pe timpul lui și cu asta, basta. Și o să facă clarificare, că dacă dânsul nu era, noi rămâneam fără luncă. Asta e explicația ne-a dat. Cetățenii ne-au povestit că bărbatul cu păstrăvăria ar fi achiziționat terenul de la un sătean. Pentru că suprafața nu era suficientă amenajării păstrăvăriei, atunci omul a intrat abuziv în livezile lor. Am încercat să stăm de vorbă cu vânzătorul, dar nu a fost de găsit. Cel care a amenajat păstrăvăria, Ioan Florea, susține că dacă a greșit, va plăti. Am dreptul să nu fiu filmat, da?
Deci, domnule, eu am vorbit și cu domnul doctor. Am vorbit și cu domnul foarte clar. M-am oprit și am vorbit cu dânsul. Domnul doctor, poate am greșit, poate n-am greșit. Lasă să vină să măsoare, să vedem dacă este suprafețele. Să... Am înțeles, eu... Și am zis, lasă să vină odată să măsoare, să iasă toate. Și dacă ceva am făcut rău, da, domnule, suport consecințele, asta este. Nu, am greșit. Taie în cap acum, ce să vă, toată lumea greșește, nu? A mers la primăria din Lisa pentru a afla cum stau lucrurile. Primarul Gheorghe Moga spune că pentru a clarifica situația, cei care își revendică drepturile trebuie să facă dovada proprietății. Mai mult, i-a trimis o notificare celui care a construit să prezinte autorizațiile necesare. Doamna Stella este chiar în măsură să facă revendicări. Acum nu știu care sunt doleanțele domnului Năftănăilă, că doar o discuție verbală am avut și atât. După cunoștințele mele, când au fost oamenii proprietari în teren, n-ar fi pe terenul domnului Năftănăilă. Mai mult de atât, acolo domnul Năftănăilă ar spune că moștenește pe numitul Marin Ioan, nu știu, nu avem un act care să ne ateste treaba asta, că este moștenitorul Marin Ioan. Ilegalitatea lui Florea Ion ca și suprafață de teren pe care și-a amplasat ce și-a făcut acolo. Noi am fost în teren cu inginerul de cadastru, am dat coordonatele, nu este nicio problemă că s-a construit pe altul teren. El și-a construit pe terenul care a cumpărat el, ce și-a construit acolo. Noi am dat și o notificare de anul trecut, din decembrie, să se oprească, să nu mai construiască. În urmă cu câțiva ani, ploile torențiale au umflat râul Pojorta, care a inundat terenurile sătenilor din Breaza. S-au format încă de atunci două albi, dar acest lucru se pare că l-a avantajat pe bărbatul cu păstrăvăria, spun cei care își revendică livezile. Cursul de apă deviat se află în vecinătatea bazinului. Acesta își alimentează păstrăvăria din râul Pojorta. Debitul și-l controlează cu un stăvilar din lemn și un utilaj care stă în permanență pe malul apei.